Urmează știrile Anul TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Fermierii care se asociază vor primi subvenții mai mari. Anunțul vine chiar de la conducerea MEADR. Ministrul Agriculturii are în plan să acorde subvenții mai mari producătorilor agricoli care sunt dispuși să se asocieze în cooperative sau grupuri de producători. De cealaltă parte, fermierii care vor să aleagă să rămână singuri și să nu se asocieze vor primi o subvenție mai mică. Surse din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale afirmă că, în acest moment, se lucrează la o departajare a subvențiilor în funcție de disponibilitatea fermierilor de a se asocia sau nu în cooperative sau grupuri de producători, care să îi ajute pe aceștia să-și vândă produsele la prețuri acceptabile. Într-o intervenție făcută la postul public de televiziune, Emil Dumitru, secretar de stat, a atins acest subiect. Trebuie să vedem cum venim cu niște măsuri prin care să spunem că dacă te vei asocia într-o cooperativă sau grup de producători, tu, fermier mai mic, ca să-ți crești forța de negociere, tocmai ca să poți să ai acces la piață și să-ți vinzi producția la niște prețuri acceptabile, vei primi o intensitate de sprijin, o subvenție mai mare. Dacă vei alege varianta să rămâi singur, sigur vei primi o subvenție mai mică. La asta lucrăm în Ministerul Agriculturii, a declarat secretarul de stat în MEADR, Emil Dumitru, la postul public de televiziune. Programul Tomata devine programul Legume în spații protejate, susține conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aflați la o întâlnire cu mai mulți fermieri din județul Galați, unul dintre cele mai importante bazine legumicole ale țării, secretarii de stat George Scarlat și Emil Dumitru le-au dat asigurări legumicultorilor cu privire la menținerea ajutorului de minimis în acest sector în care sunt implicit foarte mulți agricultori. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au catalogat zvonurile că programul Tomata va fi oprit, drept, cităm, o minciună sfruntată, și au spus că, din contră, se vrea continuarea acestui program. Finanțarea producției în spații protejate a roșiilor și a altor legume trebuie să fie una predictibilă în următorii 7 ani, fiind alimentată din fondurile europene. De exemplu, pentru programul Tomata există deja un buget de 40 de milioane de euro pentru ciclul întâi. Această inițiativă, au spus demnitarii de la Ministerul Agriculturii, va fi îmbunătățită și extinsă și pentru alte legume în spații protejate. Din păcate, monocultura, inițiată an de an, are și minusuri majore. Odată cu o ofertă generoasă, are loc și scăderea prețurilor la produsul legumicol respectiv. La aceeași întâlnire cu fermierii din Galați, oficialii de la București au dat asigurări că se va pune un mult mai mare accent pe fermele de familie, în scopul creării unei clase de mijloc în mediul rural. În acest an, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii care vor să obțină ajutorul financiar pentru lâna comercializată sunt mai drastice față de anul precedent. Astfel, pentru a fi eliminate fraudele, sprijinul va fi acordat numai pentru cel mult 4 kg de lână pe cap de oaie. În acest context, plata maximă pe care o va putea încasa un oier va fi de 8 lei pe cap de ovină. Modificările aduse programului din acest an vor avea rolul de a monitoriza cantitatea reală de lână vândută, mai ales că autoritățile au depistat cazuri de fraudă. Au fost identificate mai multe ferme în care cantitatea medie de lână depășea 30 de kg pe cap de animal. Fermierii declară că temperaturile ridicate din această iarnă, lipsa frigului și a zăpezii favorizează dezvoltarea mai multor boli, dar și a unor dăunători care le distrug pomii fructiferi, culturile de cereale și legumele. Deși nu sunt avantajați de frig, cultivatorii de legume în solarii și-ar fi dorit temperaturi sub minus 15 grade care să omoare tuta absolută. Un fluture a apărut în ultimii 2 ani în Mehedinți și care în 2019 a afectat grav recolta de tomate. O altă insectă care face ravagii în această iarnă este păduchele lânos al mărului. Experții precizează că agricultorii vor investi sume serioase în insecticide dacă iernile vor fi la fel de călduroase. Pesta porcină africană ne-a lovit în plin, decimând populația de suine și afectând de asemenea industria cărnii. Invitat în ediția de luni a emisiunii Agricultura la Raport, președintele ANSVSA, Robert Chioveanu, a venit cu detalii importante legate de strategia de combatere a PPA. Aceasta include un plan de măsuri elaborat în comun cu ANSVSA și MEADR pentru aprobarea normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, dar și pentru modificarea normelor sanitare
sanitar veterinar. Am elaborat cu termene foarte, foarte clare și pe trei paliere. Un termen foarte scurt pentru anul 2020, un termen mediu până în 2025 și un termen lung până în 2030. Acest plan, în primul rând, vizează modificări privind reconfigurarea sistemului de creștere a porcilor, redefinirea exploatațiilor, fermelor comerciale și a celor non-profesionale, gospodăriile populației și implicit a normelor de biosecuritate aplicabile cu accent pe întărirea controlului circulației animalelor. Una dintre prioritățile mele a fost ca să merg la Comisia Europeană și să obțin la sfârșitul anului 2019 decizia Grand care prevede acordarea sumei de 15.813.000 de euro pentru România, pentru rambursarea a 75% din costurile eligibile alocate pentru despăgubiri în cazul pestei porcine africane, dar și a unei părți de 50%, respectiv 6 milioane de euro pentru 2018 și 7,5 milioane de euro pentru 2019. Crescătorii de vaci care vor să beneficieze de subvenția de tip sprijin cuplat pentru bovinele de carne trebuie să știe aceste informații. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat lista cu rasele de taurine de carne care pot lua sprijin cuplat zootehnic. Anul trecut, subvenția a fost de 237 de euro pe animal. Anul acesta însă, cuantumul ar putea fi mai mare și va fi acordat doar pentru crescătorii care dețin anumite rase de taurine exploatate pentru carne. Aceste rase le puteți afla dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsiți și multe alte informații interesante legate de prezentul și viitorul agriculturii naționale și europene. Zona montană constituie un teritoriu special de interes național cu un imens potențial economic, social, cultural și de mediu. În 2018 a fost înființată Agenția Națională a Zonei Montane, al cărei principal rol este acela de a elabora și implementa strategia și politicile privind dezvoltarea și protecția acestor areale. De precizat că multe măsuri se află trecute și în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Suntem în continuă activitate de promovare a politicilor și programelor pentru zona montană, de aplicare a prevederilor Legii Muntelui, care, după știți bine, a fost aprobată în a doua jumătate a anului 2018. Nu este o activitate ușoară. Acele șase programe care sunt menite a pune în valoare producția zootehnică din, și numai zootehnică, agroalimentară din Carpații României. În prezent sunt notificate la Comisia Europeană, dar suntem în perioada în care căutăm efectiv o finanțare pentru aceste programe, o finanțare care trebuie să vină din Planul Național Strategic pentru viitoarea etapă de programare 2021-2027. Lucrăm intens în această perioadă la creionarea acestui PNS, se spune așa, pentru zona montană. Dorim ca specificitatea montană și programele de care zona montană are nevoie să fie prinse distinct în viitoarea programare, în acest plan național strategic, astfel încât, într-adevăr, locuitorii zonei de munte se poate beneficia de aceste fonduri europene, fiindcă specificitatea montană este aceea că avem restricții din punct de vedere a producțiilor agricole cauzate de climă, de altitudine, de pantă. Avem restricții cauzate de izolarea gospodăriilor montane. Potrivit Eurostat, o cantitate de 137.000 de tone de miere a fost tranzacționată în Uniunea Europeană în anul 2018, Ungaria fiind și cel mai mare exportator, cu o cantitate de 20.000 de tone. Topul celor mai mari exportatori de miere este continuat de Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria și România.
Germania este cel mai mare importator de miere din afara spațiului comunitar, cu o cantitate de 60.000 de tone în anul 2018, adică 29% din totalul importurilor de miere din afara Uniunii, urmată de Marea Britanie cu 45.000 de tone, Belgia cu 22.000 de tone, Polonia cu 21.000 de tone și Spania cu 17.000 de tone. În anul 2018, importurile de miere din afara spațiului comunitar au venit în principal din China. 80.000 de tone sau 39% din totalul importurilor de miere din afara spațiului comunitar, urmată de Ucraina, 41.000 de tone, Argentina, Mexic și Chile. Cu toate acestea, statele membre ale Uniunii Europene au reușit să exporte doar 21.000 de tone de miere naturală către țări din afara spațiului comunitar, în timp ce au importat peste 208.000 de tone. Impactul anului nou chinezesc și focarul de coronavirus din China au afectat prețurile la porcine în Uniunea Europeană la începutul acestei luni. Mai concret, prețul mediu pe piața unică a scăzut în medie cu 10 euro, ajungând la puțin peste 180 de euro la 100 de kilograme. Olanda a înregistrat cea mai mare scădere a prețului, aproape cu 20 de euro mai puțin, urmată de Franța, Belgia, Germania și Polonia. Dificultățile logistice, inclusiv restricțiile temporare impuse transportului de carne între provinciile chineze, au întârziat livrarea importurilor. Pe termen scurt, cererea Chinei pentru import ar putea fi afectată negativ. Rapoartele din industrie sugerează clar cererea de carne de porc, în special din afara Uniunii Europene, ar putea scădea. Acest lucru poate afecta prețurile din Uniune la porcine timp de câteva săptămâni. Cu toate acestea, cererea de carne de porc pe această piață din Asia va rămâne crescută pentru restul anului, având în vedere că, din cauza situației provocate de coronavirus, repopularea fermelor cu suine va fi aproape imposibilă. Între timp, în China, prețul cărnii de porc a crescut. Cel mai mare a fost raportat în Sichuan, peste 8 dolari, în timp ce cel mai mic a fost în Tianjin, 6 dolari și 80 de cenți, o variație care poate fi explicată prin restricțiile temporare la transportul cărnii între provincii. Un milionar autohton cu afaceri în industria agricolă a bătut palma cu un gigant american pentru amenajarea în portul dunărean Zimnicea a unui terminal mixt de import și export, terminal dedicat îngrășămintelor. Investiția este de aproximativ 22 de milioane de euro și, conform planului de afacere, ar urma să fie finalizată la sfârșitul acestui an. Terminalul se va întinde pe 3 hectare și va avea o capacitate inițială de 400.000 de tone la export și de circa 150.000 de tone la import. În orizontul de timp 2022 se estimează o capacitate de export de peste 1 milion de tone. Produsele vor fi aduse din portul Constanța pe Dunăre cu barjele aflate în proprietatea grupului de firme, grup alcătuit special pentru acest terminal. Este marți, nu trebuie să vă mai spun ce înseamnă acest lucru pentru cei interesați de banii care vin de la Bruxelles. Imediat după știri, Ovidiu Ghinea vă așteaptă la o nouă ediție Agriculturii la Raport, dedicată fondurilor europene. Pe tot parcursul emisiunii, specialiștii invitați vă vor răspunde tuturor întrebărilor legate de accesare, dosare, norme de finanțare și așa mai departe. Bine te-am regăsit, Ovidiu! O nouă ediție dedicată telespectatorilor tăi, ca toate de altfel. Te ascultăm! Domnilor și domnilor, și în această seară vom discuta despre bani, vom vorbi despre fonduri europene, deși cei care doresc să acceseze acești bani, această finanțare, cunosc faptul că nu mai sunt foarte multe măsuri finanțabile. Iată că invitații mei vor veni cu informații noi, cu informații proaspete, aș spune eu și bune pentru cei care se gândesc să acceseze anumite măsuri, dar trebuie să ne urmăriți cu mare atenție, să vă notați întrebările și ca de fiecare dată să le adresați celor doi consultanți care vor fi aici alături de mine, începând cu ora 20 la Agricultura la Raport. Evenimentul aflat în desfășurare la București și organizat de Asociația Comunelor din România reunește peste 500 de edili locali. Tema întâlnirii, satul românesc, parte integrantă a ruralului european. Asociația își propune să identifice soluții pentru diminuarea decalajelor dintre rural și urban. Și anul acesta au fost înmânate distincțiile ACOR primarilor care au avut rezultate notabile de-a lungul mandatului.
Asociația Comunelor din România, în a doua zi a sesiunii, și-a premiat cei mai buni primari. Cu această ocazie, edilii au fost recompensați cu diplome și medalii. Suntem unul din cei mai longevivi primari și viceprimari, avem 5 mandate împreună. Pot să spun pentru binele comunei Fărcașa. Muncim împreună pentru fărcășeni. Ca înțelegerea între primar și viceprimar și nu numai, beneficiază locuitorii comunei Fărcașa. Și cum era de așteptat, sesiunea de întrebări nu a lipsit. Au fost ridicate probleme privind învățământul, sănătatea și administrația publică locală. Sunt puncte foarte importante. De asemenea, ieri am semnat 2 acorduri de parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Ministerul Mediului, tocmai pentru a pune în aplicare sau să găsim căile legislative pentru a determina să acoperim nevoile reale ale satului românesc. Sunt foarte multe probleme ridicate de-a lungul anilor. Noi ne aflăm la cea de-a 23-a ediție ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România. Indiferent de culoarea politică, guvernanții noștri au primit de la administrația publică locală, de acolo de unde omul are primul legătura cu reprezentantul său, acela fiind primarul, și unde este firesc să venim să aducem probleme legate de tot ceea ce înseamnă educație, sănătate, asistență socială, protecția mediului, dezvoltare a infrastructurii rurale. Satul românesc a suferit și suferă în continuare pentru că, cu toate că s-au implementat multe proiecte prin PNDL 1 și PNDL 2, în continuare satul românesc suferă pentru că problema principală este că satul românesc se vorbește despre depopularea satelor. Atragerea de investiții prin crearea de parteneriate viabile între administrația locală, societatea civilă și mediul de afaceri face parte din viziunea pe termen lung a Asociației Comunelor din România. În acest sens, compania Mabo Utilaje a devenit partenerul oficial al Acor. Firma vine de fiecare dată cu soluții privind dezvoltarea serviciilor publice din rural, în vederea eliminării accelerate a diferențelor față de mediul urban. Așa cum am obișnuit, Mabo Utilaje este partener oficial al Asociației Comunelor din România și în fiecare an venim cu toate ofertele din portofoliul nostru, dar și cu oferte speciale pentru Acor. Anul acesta am venit cu câteva oferte să putem să ne încadrăm în bugetul de achiziție directă. După cum bine știți, la început de an primăriile au primit sume relativ mici, de ordinul 100-200 de mii de roni, și doresc să-și achiziționeze utilaje performante. Noutăți pentru anul acesta? Da, am venit cu toată gama de produse performante. Mașinile de pompieri, mașinile de gunoi, dar și cu proiectele. Pentru că, știți, proiectele sunt mult mai mici anul acesta și venim în sprijinul lor, inclusiv cu subvenționare. Am văzut foarte mulți primari la acest stand. Sunt interesați de toată oferta pe care o aveți în portofoliu. Da, avem 3 achiziții deja făcute în SICAP astăzi. Deci suntem foarte mulțumiți. Este a doua zi, ieri au fost cazările, dar și ieri cred că am avut undeva la peste 60 de oferte deja trimise către primării din România. La Iași, într-un cadru festiv, au fost acordate primele atestate pentru produse tradiționale de patiserie. Prezentă la eveniment, Raluca Daria Diaconiuc, corespondenta noastră din Moldova, vine cu mai multe informații despre aceste bunătăți care au trecut testul calității, având mare căutare printre pofticioși, dar și clienți fideli. S-au fost acordate atestate primelor 2 produse tradiționale din domeniul patiserie, atestare făcută conform ordinului numărul 724/2013 din județul Iași. Noile produse sunt cornulețe și sărățele de casă. Produsele sunt făcute de 2 ieșeni care și-au deschis primul laborator la începutul anului 2018. În cadrul evenimentului organizat de Direcția Agricolă, participanții au avut posibilitatea să cunoască povestea produselor, etapele de producție și atestarea celor 2 produse tradiționale, alături de aprecierea senzorială a acestora. La eveniment au fost prezenți și o parte dintre producătorii tradiționali din județul Iași, dar și producători cu potențial de atestare a produselor lor. În România, din 2015 până în prezent, sunt atestate 780 de produse din diverse domenii, iar în județul Iași sunt atestate 16 produse de la 7 producători.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți AgroMeteo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va avea înorări în majoritatea regiunilor. Va ploua slab pe arii restrânse la început în nord-vestul, iar apoi în centrul și sudul țării și doar cu totul izolat în restul teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridional și de curbură, se vor semnala precipitații slabe mixte. Izolat vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor situa peste mediile climatologice și vor fi cuprinse între minus 1 și 6 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 4 grade. Vor fi condiții de ceață. Mâine, deși valorile termice vor fi mai scăzute decât în intervalul precedent, în centrul, sudul și estul țării, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. În sudul teritoriului, cerul va fi mai mult noros și va ploua local, iar în rest, înorările vor fi temporare și doar izolat vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. La munte, în special în munții Banatului și în Carpații meridionali, treptat vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade.